Curs festiv frumos și emoționant la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Rectorul UVVG Arad, profesor universitar dr. Coralia Adina Cotoraci, le-a transmis mulțumiri părinților și aparținătorilor pentru sprijinul absolvenților și le-a transmis gânduri de succes în carieră. Aș vrea să vă mulțumesc în numele colegilor mei din conducerea universității și din conducerea facultății, atât dumneavoastră, cât mai ales părinților dumneavoastră și aparținătorilor și frumoaselor dumneavoastră familii prezente aici de față, cărora le mulțumim din suflet, în primul rând pentru faptul că au avut încredere și pentru faptul că au avut curajul să vă lase să veniți la Arad, în acest oraș extrem de frumos, un oraș în care sper că v-ați făcut amintiri și în care sper că cel puțin o parte dintre dumneavoastră veți reveni cu foarte mult drag. Tot în numele colegilor din conducerea universității și a facultății, aș vrea să sper că măcar o parte dintre voi veți rămâne în continuare alături de noi, veți rămâne în continuare să ne fiți colegi, iar cei care nu veți rămâne, să fiți întotdeauna cu sufletul și cu gândul la părticica din Arad, care i-ați dedicat atâția ani din viața voastră de student. Le dorim ca cele învățate, cele deprinse și practicate să poată rodi în întreaga lor activitate cu deplin succes, să fie o mândrie pentru profesorilor și de asemenea pentru familiile, pentru părinții care i-au încurajat și i-au susținut, pentru toți cei care le-au pus un gând bun în toată osteneala pe care au avut-o în decursul timpului, în decursul anilor de studii, pe care i-au cinstit, iată, cu răsplata pe care o au astăzi, în conștiința lor și cu prețuirea tuturor. Drept aceea, din partea Arhiepiscopiei pe care o reprezint, din partea Bisericii Ortodoxe Române și nu numai, aș zice din partea cultelor religioase din cetatea noastră și din întregul județ. Este o prețuire pentru profesorii dumneavoastră și pentru dumneavoastră personal, pentru fiecare și familiile care vă sunt astăzi alături cu mândria îndreptățită. Bunul Dumnezeu să vă ajute să aveți și pe mai departe toată râvna pentru profesiunea pe care ați îmbrățișat-o și care reprezintă, desigur, mult în viața societății. Toți ne luptăm să menținem sănătatea la treapta pe care ne oferă civilizația de astăzi. Și noutățile științifice să fie aplicate în tocmai de oameni cu pregătire, care sunt gata oricând să îmbrățișeze ce este mai mult și ce este mai folositor. Munca ce ați depus-o și rezultatele care le aveți sunt o garanție, desigur, pentru tot ceea ce urmează de acum înainte. Vă dorim mult succes și credința fiecăruia să vă fie într-ajutor, să vă susțină cu speranță și cu dragoste de oameni și de tot ceea ce înseamnă înălțător în viața fiecăruia.
Conducerea facultății a avut de asemenea cuvinte de laudă pentru această promoție și le-a transmis absolvenților mulțumiri, asigurându-i în continuare de tot sprijinul. Ca de fiecare dată, în acest an, la acest moment al încununării muncii noastre, simt două tipuri de emoție. Aceea pe care o aveam atunci când am fost și eu absolventă, când am absolvit această facultate, și emoția voastră, bucurie combinată cu melancolie și teamă de necunoscut. Sunteți la vârsta marilor alegeri, atât în viața profesională cât și în cea personală. Pe plan profesional, absolvirea acestei facultăți, una dintre cele mai prestigioase din țară, vă oferă șansa să deveniți aproape orice vă doriți. Odată cu promovarea examenului de licență, obține și dreptul de liberă practică și fiecare dintre voi își poate exersa profesia de medic stomatolog. Totodată este foarte important să nu uitați să continuați pregătirea voastră, să participați la congrese, cursuri, workshop-uri, simpozioane, care să vă perfecționeze permanent în meseria pe care o veți exercita. Unii dintre voi vor opta probabil și pentru continuarea studiilor și se vor prezenta la examenul de rezidențiat, care odată promovat vă dă dreptul de a fi specialiști într-o anumită ramură a medicinei dentare. Celor care se prezintă la acest examen le doresc mult succes și multă baftă. Vă doresc să aveți încredere în voi, pentru că sunteți buni, foarte buni. Să aveți puterea de a vă concentra la examenele de rezidențiat sau la orice alt examen care urmează în viața voastră, pentru a dovedi cât de timpuriu măsura cunoașterii voastre. Să faceți alegerile potrivite, să corectați greșelile în timp util, să împliniți cât mai multe vise și mai ales vă doresc, amintindu-mi, să fiți fericiți. Vă mulțumesc încă o dată în numele colegilor mei profesori pentru tot ce învățăm și noi tot timpul de la voi, deoarece ne țineți mintea și inima permanent treze. Îmi doresc să ne revedem peste 10 ani și să depănăm povești de succes. Vă doresc mult succes, multă baftă și împlinirea tuturor dorințelor voastre. Acest moment festiv marchează încheierea unei complexe experiențe academice, a unui drum lung, plin nu doar de sacrificii, dar și de bucurii și satisfacții obținute în urma anilor de muncă și efort. Deci, să fim foarte veseli și foarte optimiști, așa cum spunea și maestrul nostru de ceremonii. Acest eveniment este cu siguranță un moment important din viața voastră care marchează o schimbare în planul îndatoririi și responsabilității, al conștientizării că voi sunteți cei ce veți contribui în viitor pentru o societate mai sănătoasă, mai zâmbitoare. Vă felicit pentru munca depusă în anii de studiu, muncă care s-a încununat cu succes, și astăzi vă împliniți visul, oricât oboseală sau nerăbdare ați adunat pe parcurs. Am bucuria de a vedea pe chipurile voastre speranța unui nou început, unui nou drum la capătul căruia năzuințele voastre de maturizare profesională și personală vor fi împlinite. Vă felicit că ați ales meseria de medic. Este o meserie foarte nobilă, care înseamnă compasiune, dârzenie, pasiune și, nu în ultimul rând, sacrificiu. Să fiți mândri că ați fost studenți ai acestei universități și atunci când veți simți nevoia de perfecționare, să vă întoarceți la alma matera voastră și, așa cum a spus doamna decan, sunteți așteptați la cursurile post-universitare, la workshop-urile organizate și sper că o parte din voi să revină ca și medici rezidenți. Vă asigur că ușile noastre vor rămâne oricând deschise pentru orice sfat ați avea voi nevoie. Și să nu uităm că un medic stomatolog bun are întotdeauna alături un tehnician pe măsură. Vă felicit pe voi care astăzi absolviți specialitatea tehnică dentară și veți ajunge la performanță făcând o bună echipă cu medicul vostru stomatolog. Dragii mei, promoția 2022 a Facultății de Stomatologie Universitatea de Vest Vasile Goldiș, vă doresc o carieră strălucită, vă doresc să fiți fericiți,
să vă bucurați de viață, să aveți mult succes în viața profesională și în viața personală. Să ne revedem cu bine în 2032! Vă mulțumesc! Să nu vă fie rușine de facultatea pe care ați terminat-o, să veniți, să fiți alături de noi, să ne deveniți colegi, să veniți în centrul de stomatologie pe care l-am deschis alături de o parte din alumnii noștri, să veniți în Arad cu drag și cu plăcere, ușile Almei Mater sunt deschise mereu pentru voi, să aveți o vară frumoasă și un examen de licență reușit. Vivat, crescat, Florea, promoția 2022, medicină stomatologică, bravo!